Șoferul care a lovit intenționat cu mașina un bărbat în Petroșani a fost plasat în arest la domiciliu. Cei doi au avut un conflict pornit după o ceartă a copiilor lor, așa că bărbatul în vârstă de 46 de ani s-a urcat la volan și l-a izbit intenționat pe adversarul lui în vârstă de 38 de ani. Urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Imaginele surprinse de o cameră de supraveghere arată cum mașina vine din spate și îl lovește pe bărbat. Acesta a fost ușor rănit și inițial nu a dorit să fie transportat la spital. Totul a pornit de la cearta dintre copiii celor doi în cartierul Colonie din Petroșani. În urma verificărilor efectuate și analizării imaginilor video, polițiștii au stabilit faptul că cel aflat la volan ar fi lovit în mod intenționat victima cu autoturismul. Agresorul a fost reținut de poliție și prezentat tribunalului Hunedoara, care a dispus plasarea acestuia în arest la domiciliu.